Ziua 208. Definiția mea pentru adevărata realizare este ceea ce nu îți poate fi luat de către moarte. Tot ceea ce poate fi luat de către moarte nu este o realizare reală, ci numai o pseudo-realizare, numai jucării cu care să te joci. Fii nimeni din acest moment și bucură-te de condiția de nimeni și de libertatea pe care ți-o aduce. Fii anonim și vezi ce bucurie îți aduce asta. Nu mai există temere, nu mai există anxietate. Întrucât nu există ego, nu te simți rănit. Nimic nu te poate răni. Cineva te poate insulta și poți sta acolo să privești și să te bucuri de situație pentru că nu mai este nimeni în tine care să se simtă rănit. Poți să te bucuri și să râzi. Ziua în care un om se poate bucura și poate râde atunci când este insultat este ziua în care a reușit ceva măreț, ziua în care a devenit parte din eternitate. A intrat în lumea nemuritorilor.